Stimați colegi, continuăm ședința. Mai avem câteva proiecte în agenda. Doamna Ivanov, de procedură, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, reieșind din posibile consecințe grave și impactul posibil grav asupra sănătății populației Republicii Moldova și reieșind din faptul că pe parcursul pauzei am discutat cu mai mulți colegi din diferite fracțiuni, solicit respectuos să puneți la vot încă o dată, fiindcă nu au fost numerate voturile corect, deci amendamentul propus la proiectul de lege 521. Sau măcar propunerea puneți-o la vot, vă rog. Păi eu am propus în dată. Dați-mi voi, vă rog. Domnul Strileț, este vorba de propunerea de a exclude din codul VAMAL și, deci, și codul fiscal. Nu, păi stați, vă rog, să vă lămuresc. Certificatul de calitate și de origine a produsului. De ce noi să nu știm de unde, din ce țară vine carnea respectivă, praful sau ce mai este acolo? Domnule Ivanov, ca să înțeleg corect, dumneavoastră faceți referință la necesitatea renumărării votului? Fiindcă regulamentul prevede doar un lucru, în cazul în care în cadrul aceleași ședințe, o fracțiune, face referință la faptul că nu s-au numărat corect voturile, atunci ar exista teoretic posibilitatea ca să resupunem votului. La asta faceți referință. Domnul Ionis. Domnul președinte, voturile au fost numărate. Autorul acum nu este. Eu trebuie să repet ce a spus autorul, cred că nu știu câta oară. Nu este nevoie de acest lucru când se face autorizația de import. Despre ce vorbim noi? Domnul Candu. Domnul președinte Ioniță, nu trebuie să mai spuneți absolut nimic. Doar se pune la vot amendamentul. Atât, atât. Punem la vot amendamentul și atât. Se mai renumără încă o dată votul dacă au dubii că... Bine, haideți, stimați colegi, deci regulamentar, eu mai întâi am să supun votului propunerea de a revota acest amendament. Să vedem mai întâi dacă majoritatea sprijină propunerea dumneavoastră. Deci cine este pentru ca să resupun votului acest amendament? Vă rog să votați. Constat numărul insuficient de voturi. Așa. Încă o dată, vă rog să ridicați mâinile, domnilor deputați, cine este pentru renumărarea voturilor. Și ca să existe claritate totală, eu am să rog numărătorii să anunțe rezultatele. Dar mai întâi, domnilor numărători, mai întâi prezența în sală. Mai întâi prezența în sală, vă rog să o anunțați pe sectoare. Sectorul 1? 22. No, domnul Zăgorod nu este numărător oficial și poate să greșească. Vă rog încă o dată verificați. Da. Eu vreau să vă spun că este și doamna Mironic, este și doamna Vlac. Și eu vă spun că ei sunt la ședință înregistrați dimineață. Ei sunt în sală. Da, sunt. Dumneavoastră a primit salariu pentru chestia asta, doamna Poliuhovici? Stați în capul mie acolo și faceți... Stimați colegi, deci noi acum constatăm prezența în sală, nu pe liste. Da? Și am rugat numărătorii să anunțe prezența în sală, pe sectoare. Pentru că dacă doriți să numărăm, apoi trebuie să vedem cine participă la numărătoare. Sectorul 1, vă rog. 20. Ia. 35. Sectorul 3, 22.
sală sunt prezenți 77 de deputați și acum rog numărătorii oficiali să anunțe rezultatele votului. 20 sectorul 1. 6 sectorul 2. 5 sectorul 3. Și 31 de deputați au votat pentru, numărul necesar de voturi este 39, majoritatea deputaților prezenți. Și mergem mai departe. S-au mai scris câțiva colegi. Tot la subiectul ăsta, sau domnul Mușuc și doamna Ivanov. Domnul Mușuc, despre ce este vorba? Domnul președinte, nu înțeleg cum dumneavoastră vreți să semnați acordul de asociere cu Uniunea Europeană când excludeți certificatele și proveniența mărfurilor. Ce înseamnă, în ce direcție vă mișcați dumneavoastră? Cum? Dezbaterea s-a încheiat pe marja acest subiect și am spus și votului. Acum, ca să ne mișcăm totuși înainte, măcar un pic, încercăm. Eu am să propun dezbaterilor proiectul de lege cu numărul 160 pentru prima lectură. Poate suntem mai norocoși la prima lectură. Și proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare, legea contenciosului administrativ. Prezintă proiectul domnul Nicolae Șanu, viceministrul Justiției. Vă rog. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, proiectul de lege supus atenției noastre vine să contribuie la perfecționarea mecanismului de control judiciar a actelor emise de către Comisia Națională a Pieței Financiare și vizează modificarea în trei acte normative la capitolul procedura de contestare a actelor cu caracter administrativ adoptate de Comisia Națională a Pieței Financiare în conformitate cu principiul general din legea privind contenciosul administrativ, care prevede că actele administrative se contestă la organul care a emis aceste acte, adică la Comisia Națională a Pieței Financiare și ulterior în instanța de judecată. De asemenea, proiectul de lege vine să reglementeze mai detaliat procedura de suspendare a executării actelor adoptate de Comisia Națională a Pieței Financiare în perioada în care acestea urmează a fi supuse controlului judiciar. Proiectul de lege este în conformitate cu principiile care au fost puse la bază la unor amendamente similare în ceea ce privește contestarea actelor băncii naționale, astfel încât putem considera că Parlamentul deja a considerat un asemenea mecanism de control a actelor administrative în conformitate cu scopurile care sunt urmărite și rog susținerea noastră cu mențiunea doar că în acest proiect de lege nu se regăsește prevederea cea mai contestată în reglementările care vizau Banca Națională și anume interdicția de a suspenda unele categorii de acte pe perioada în care se examinează controlul legalității în instanța de judecată. Mulțumim! Întrebări nu sunt, totul este clar. Mulțumesc, domnul viceministru. Domnul Niță, vă rog să prezentați raportul comisiei. Stimați colegi, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul legii 160 pentru prima lectură. Menționăm că această lege vine într-adevăr să reglementeze modul de suspendare și contestare a actelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Comisia Juridică, Numiri și Imunități, care este coraportor, s-a expus pentru examinarea acestui raport în plenul Parlamentului. Comisia Economiei, Buget și Finanțe, cu majoritatea votului, consideră, propune plenului ca proiectul să fie aprobat în prima lectură, iar toate amendamentele și propunerile vor fi examinate pentru lectura a doua. O întrebare. Domnul Gode. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Ionit, care e modalitatea de contestare acum a actelor? Obișnuite prin instanță sau a actelor Comisiei Naționale? Vreau să reamintesc că acum este contestarea după procedura generală. A existat o normă legală care a fost contestată la Curtea Constituțională prin care actul nu se suspenda. Acum noi, de fapt, permitem, deci el poate fi suspendat, însă
autorul legii a venit cu niște clarificări cum are loc procedura. Deci vine ca să întărească sau să securizeze procedura de suspendare sau de, sau de contestare a actului. Dar în, în prezent e pe procedură generală. Două întrebări, domnul Gure. Nu este o întrebare. Eu vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că am vrut să clarificați cel puțin pentru colegii care ascultă cu mare atenție dezbaterea. Mulțumesc. Vreau doar să vă spun că a existat o normă prin care nu, ele nu puteau fi suspendate atâta timp cât nu erau decizii definitive, dar ea a fost contestată la Curtea Constituțională. Vă mulțumesc și eu, domnul Gude, că ați mulțumit tuturor colegilor din această sală și îi ofer acum posibilitatea de a pune întrebări domnului Brega. Mulțumesc, Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Domnule, spuneți-mi, vă rog, care este motivul fixării sarcinii probabilității la suspendare? Că acum ai pus seama reclamantului, înainte era invers, tocmai era invers. Care este motivul? Domnule deputat, îmi cer scuze, întrebarea aceasta trebuia să o puneți la autor. Eu prezint raportul comisiei și dacă aveți un amendament, cu cea mai mare grijă, îl ascult. Aici eu reprezint raportul comisiei, pentru lectorante. Domnul Brega. Înseamnă poftim autorul să-mi dea răspuns. Domnul Șanu? Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, eu vreau să atrag atenție că legislația astăzi nu reglementează procedura în ceea ce privește suspendarea. Noastră vă referiți la faptul că în cadrul controlului legalității actelor administrative există sarcina aprobațiunii legalității revine în sarcina organului administrativ. Pe când la etapa suspendării nu se pune în discuție este legal sau ilegal actul administrativ, ci se pune în discuție faptul dacă este necesară sau nu aplicarea unei măsuri de asigurare. Și aici și astăzi și pe viitor va fi aceeași regulă. Cel care pretinde că trebuie să fie suspendat și trebuie să fie aplicată o măsură de asigurare a acțiunii trebuie să demonstreze necesitatea aplicării măsurii de asigurare. Deci nu trebuie să se confunde două lucruri. Sarcina probațiunii legalității sau ilegalității însuși a actului administrativ și sarcina probațiunii existenței sau lipsei circumstanțelor care justifică aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii. Mulțumim. Acestea au fost întrebările. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu raportor, Comisia Juridică și Imunități, doamna Polski, este favorabil, da? A transmis Comisiei de bază. Stimați deputați, acum voi supune votul în prima lectură proiectul de lege cu numărul 160. Cine este pentru, vă rog votați. Cu majoritatea voturilor, proiectul cu numărul 160 este adoptat în prima lectură. Următorul proiect în prima lectură este cu numărul 168, proiect de lege despre încheiere și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum. Prezintă proiectul domnul Tudor Copaci, viceministrul economiei. Stimate domnule președinte, stimați deputați, menționând că proiectul a fost elaborat într-o realizare a punctului 13 al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2013 și stabilește condițiile de informare a consumatorului până și după încheierea contractului la distanță privind serviciile financiare, precum și crearea condițiilor de drept, micșorând riscurile furnizorilor la prestarea unor asemenea gen de servicii. Reglementările propuse spre aprobare se vor aplica serviciilor financiare cu amănuntul, cum ar fi cele bancare, de creditare, de asigurări, de plată și de investiții, inclusiv fondurile de pensii. Principalele drepturi de care beneficiază consumatorul prin proiectul respectiv sunt dreptul la informare detaliată înainte semnării contractului, dreptul de revocare în termen de 14 zile calendaristice fără penalități și fără a invoca motive, perioada de reflecție se poate prelungi până la 20 de zile pentru contractele de asigurări de viață individuală și pensii private, dreptul la protecția împotriva practicilor comerciale abuzive care obligă să facă presiune asupra consumatorului pentru a cumpăra un serviciu nesolicitat. La implementarea legii sunt menționate
următoarele impacturi pozitive. Urmarea stabilirii cerințelor clare și univoci referitor la informația precontractuală pentru comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum prin încheiere și executarea unui contract la distanță. Este ca consumatorul vor fi informați adecvat cerințelor legale exprimate de legea propusă și astfel vor avea posibilitatea de a alege pachetul de servicii optim și avantajos de la instituția bancară sau nebancară. De menționat că implementarea legii nu presupune careva cheltuieli majore, specifice pentru întreprinderile mici și mijlocii, altele decât cele legate de instruirea personalului care activează în legătură cu consultarea și încheierea contractelor la distanță privind acest tipuri de servicii financiare. Rog, stimați deputați, susține acestui proiect de lege. Mulțumesc. O întrebare, domnul Grășuc. Mulțumesc, domnul Grășuc, Partidul Liberal Democrat. Stimate domnule viceministru, spuneți-mi, vă rog, noi ajustăm practic legislația Republicii Moldova la o directivă din 2002, cam îmi pare, nu știu, mult prea demodată directivă, însă spuneți-mi, vă rog, tehnic, cum va lucra prezent proiect de lege? În situația în care un cetățean din Republica Moldova achiziționează un bun sau are un contract la distanță, așa cum prevede condițiile contractului, și îl achiziționează un bun din America, cum vom aplica noi, pentru că el vine în corelație cu următorul proiect, cu aplicarea sancțiunilor contravenționale. Cum vom aplica sancțiunile contravenționale la un rezident al altei țări? Sau, dacă vorbim de persoane juridice în situația respectivă, noi avem practic Curtea de Arbitraj Internațional, avem instituții care se ocupă de asta. Eu nu pot să-mi dau seama care e necesitatea și cum aduce plus valoare prezentul proiect de lege. Prezentul proiect de lege privind toate relațiile consumator final furnizor se referă la rezidenții Republicii Moldova. Nu se referă la toate relațiile interbancare, intercomunitare, interfinanciare între un rezident al Republicii Moldova și un rezident din străinătate. Principalul element al acestei legi este că consumatorul trebuie să fie informat adecvat absolut de toate elementele legate de acest serviciu financiar. Asta este filozofia de bază. Totodată, furnizorul trebuie să fie garantat că dacă consumatorul final utilizează banii, surse în alte direcții decât în baza contractului corespunzător, de asemenea legea îl protejează și pe furnizorul serviciilor financiare. Asta este răspunsul. A doua întrebare, domnul Grișuc. Doar pentru concretizare. Vreau să știu, doar pentru rezidenții Republicii Moldova? Pentru că contracte la distanță prezum și contracte care sunt cu rezidența altor țări sau contracte cu alte țări străine, vecine, dacă vreți. Nu. Eu ca să înțeleg corect, doar pentru rezidenții Republicii pentru Moldova? Pentru rezidenții Republicii Moldova. Evident că aprobarea legii date se referă doar la persoanelor fizice, juridice, rezidența Republicii Moldova, la moment. Mersi. Domnul Canu. George Mocanu, fracțiunea PLDM. Este problema și bine că s-a venit cu o soluție. Doar că dumneavoastră am impresia ați luat din problema mare care există, privind outsourcing-ul și în general tot ce înseamnă de contracte la distanță, ați luat doar partea financiară. Și am vorbit și la comisie cu, cred că era un viceministru. Godoroja era, da. Proiectul. Și zicea că ne gândim să venim cu soluții complete, pentru că astăzi outsourcing se face nu doar la serviciile financiare. Prin internet vin sau prin telefon. Nu doar credite, nu închei doar contracte de asigurare pentru pensii, dar ai și vânzări de produse, ai completări de formulare, declarații de venit, este o gamă enormă și noi am putea ca țară chiar să câștigăm, poate asta poate fi unul din viitorul Moldovei, așa cum a făcut multe orașe din India. Avem oameni puțini, dar sperăm calificați. Stimate domnule deputat, cu referire la cuvântul outsourcing și elementele sale nu sunt specificate în legea dată. În legea dată e pus noțiunea de intermediar al serviciilor financiare și toate solicitările necesare la furnizorul de servicii financiare, precum și la intermediar, exact sunt stipulate în aceste. Dacă considerăm orice companie care acordă careva servicii de outsourcing ca intermediar, atunci așa asupra lui se aplică prevederile legii date. Fie intermediar, fie companie de outsourcing sau altceva, oricum la furnizarea serviciilor financiare, el trebuie să furnizeze consumatorul acele informații, acele criterii, aceleși dobânzi, aceleși taxe și așa mai departe. Asta este scopul final. Deci prezenta lege include și intermediarul, existența intermediarului la contract serviciilor. A doua întrebare, domnul Can. Ca să înțelegem exact, dacă furnizăm servicii de completare a declarațiilor de venit prin internet, da, pentru cetățenii Statelor Unite, această lege se referă și la aceste categorii de servicii prestate la distanță sau nu?
nu pentru Statele Unite, deci pentru persoanele fizice din Republica Moldova. Dacă este un intermediar, atunci să accept. Mersi. Mulțumesc, domnul ministru, deci toată lumea este satisfăcută. Urmează să audiem raportul comisiei. Domnul Ioniță. Stimați colegi, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege 168. Este într-adevăr un proiect foarte bun care vine să reglementeze o relație care, de fapt, deja s-a instituit în Republica Moldova și este necesar protejarea tuturor părților implicate în astfel de contracte. Au fost multe întrebări și discuții la acest subiect. Pentru lectura a doua le vom examina, iar pentru prima lectură, Comisia cu majoritatea votului propune susținerea acestui proiect de lege. Întrebări la comisie nu sunt. Mulțumesc, domnule Ioniță. Stimați colegi, supun votul în prima lectură proiectul de lege cu numărul 168. Cine este pentru, vă rog, votați. Majoritatea voturilor, proiectul cu numărul 168 este adoptat în prima lectură. Următorul proiect, de asemenea, în prima lectură, este cu numărul 167, proiectul de lege pentru completarea articolului 344 din Codul Contravențional al Republicii Moldova, numărul 218-16 din 24 octombrie 2008. Prezintă proiectul domnul Tudor Copaci, viceministru economiei. Stimate domnule președinte, onorat, stimați deputați, acest proiect de lege a fost elaborat urmarea stabilirii sancțiunilor pentru încălcarea cerințelor referitoare la proiectul despre încheierea și executarea contractului la distanță privind serviciile financiare de consum, care reglementează condițiile de încheiere și executarea contractului la distanță privind serviciile financiare de consum. Deci, în proiect de lege sunt menționate care sunt încălcările, nu aș vrea să le dau citire. Deci, este o măsură pentru a garanta atât pentru consumatorul serviciilor financiare, cât și pentru furnizorul serviciilor, garantarea respectării acestor legi care a fost dezbătut în anterior. Da. Mulțumim, domnule președinte. Este totuși o întrebare, domnul Grișuc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, eu, dacă vreți, cu titlul de constatare. În definiții, în prima lege care noi deja am votat-o și vreau să vedem cum o să fie posibil aplicabilitatea la ce votăm noi acum, la sancțiuni. Contract inițial de prestări de servicii financiare la distanță. În definiții, contractul încheiat între un furnizor care poate fi de oriunde, în mare parte, noi importăm în Republica Moldova, să vorbim, eu nu știu, de preșouri electrice. Între furnizor și un consumator care determină deschiderea unui cont de plată, achiziționarea unui card de plată, încheierea unui contract de gestionare a portofoliului. Păi, în situația asta, cum aplicăm noi o amendă când eu cumpăr o mașină de spălat din China? Da, am înțeles. Cred că am avut la scăpări la prima lege, dar vreau să spun în felul următor. Orice contract care se încheie între două persoane, fie furnizor de servicii și consumator, se aplică care este legislația aplicabilă în baza încheierii contractului. Dacă se menționează că se aplică legea Republicii Moldova, atunci se aplică această lege. Dacă se aplică alte legi internaționale, nu știu, Camera de Comerț sau arbitrajul din alte țări, atunci se va aplica arbitrajul corespunzător al altei țări. Dar dacă se aplică, dacă se stipulează expres că conform legislației Republicii Moldova se aplică legea aceasta. O precizare din partea domnului Candu, vă rog. Stimați colegi și stimați domnule reprezentant al Ministerului, noi vorbim despre servicii financiare. Reșouri nu cumpărăm și ne referim numai la servicii financiare între agenții economici și consumatorul din Republica Moldova. Vorbim despre asigurare, servicii bancare și restul. Deoarece aceste servicii sunt licențiate pe teritoriul Republicii Moldova. Această lege nu se aplică nici băncii din Statele Unite Americe, nici celor care vinde reșouri din China sau din altele. Vorbim strict despre servicii financiare și vorbim despre strict agenții economici din Republica Moldova și consumatorii din Republica Moldova. Păi asta și presupune că stați acasă la distanță, poți fi la distanță de acasă cu o bancă X sau cu o companie de leasing Y sau cu o companie de asigurări Z din Republica Moldova. Mulțumesc. Din teritoriul Republicii Moldova. Doamna Pocchi, raportul comisiei, vă rog. Stimate domnule președinte, onorat prezidium, stimați deputați, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege
a guvernului. Vizând de completarea articolului 344 din Codul Contravențional, scopul proiectului de lege constă în completarea articolului 344 din Codul sus nominalizat, prin stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea cerințelor privind încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum. 5 comisii permanente au recomandat proiectul de lege spre examinare și adoptare în ședințele plenare a plenului Parlamentului. O comisie nu a adoptat nicio decizie. În urma examinării proiectului, Comisia Juridică Numiri și Imunități, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul Parlamentului, cu votul majorității deputaților, propune adoptarea proiectului de lege 167 din 6 mai 2014 în prima lectură. Și, de fapt, Comisia a luat și o decizie și în lipsa amendamentelor din partea deputaților în lectura a doua. Dar deja este la latitudinea Parlamentului. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul președinte. În prima lectură spun votului proiectul cu numărul 67. Cine este pentru, vă rog, votați. Majoritatea voturilor deputaților prezenți, proiectul de lege cu numărul 67 este adoptat în prima lectură. Vreau să întreb fracțiunile, dacă suntem gata pentru a procede la exercițiu de vot în lectura a doua a mai multor proiecte. Domnul Deliu. Da, mulțumesc, Tudor Deliu, fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Domnul președinte, eu cred că nu trebuie să ne grăbim să adoptăm acest proiect în lectura a doua, deoarece el se referă nemijlocit la proiectul 168. Nici nu m-am gândit, domnul Deliu, la acest proiect. L-am adoptat doar în prima lectură. Mulțumesc. Și am trecut la faza următoare. Am întrebat dacă putem să votăm în lectura a doua alte proiecte. Dar vreau să-mi spună toți dacă sunt gata. Dar ne bucurăm că domnul Munteanu este gata oricând să voteze în a doua lectură. Așa. Deci, proiectul cu numărul 1712 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Cine este pentru în lectura a doua, vă rog votați. Rog numărătorii să anunțe rezultatele. Nu l-a examinat. Sectorul 1-0. Sectorul 2-33. Sectorul 3-21. Cu 54 de voturi, proiectul de lege cu numărul 1712 este adoptat în a doua lectură. Supun votul în a doua lectură și proiectul de lege cu numărul 521. Cine este pentru, vă rog votați. Rog numărătorii să anunțe rezultatele. Sectorul 1-0. Sectorul 2-33. Sectorul 3-21. Cu 54 de voturi este adoptat în a doua lectură și proiect de lege cu numărul 521. Și acum supun votului proiectul cu numărul 1131 pentru reexaminare. Cine este pentru menținerea votului? Vă rog să votați. Rog numărătorii să anunțe rezultatele. 22 sectorul 1. 33 sectorul 2. 23 sectorul 3. Cu 78 de voturi, Parlamentul și-a menținut votul pe marginea proiectului, pe marginea legii numărul 75. Domn Brega, vă rog, procedura. Domn președinte, Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Sectorul 2, vă rog eu, 33 de voturi, nu se atâta, eu numar 27 de oameni. Vă mulțumesc. Cu cei din prezidium? Domnul Canu, împărțiți salariul cu noastră la sectorul 2, vă se referiți, sau la 3? Cu 32 suntem. 32. Domn Brega, haideți să dăm pașii oamenilor să-și facă datoria. Haideți fiecare acolo să ne implicăm. Da. Ei știu cum să numere, ei știu că și prezidiul să numără, de exemplu. Știți cum, sunt niște socotele aici, mai specifici așa. Așa, supun dezbaterilor proiect de lege cu numărul 131 pentru prima lectură, proiect de lege pentru modificarea legii numărul 9616 din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice. Prezintă proiectul domnul Ștefan Creangă, viceministru finanțelor. Stimați domnul președinte, doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență,
Proiectul de lege privind modificarea legii achizițiilor publice a fost elaborat pentru armonizarea cadrului legislativ național la cheul comunitar, în conformitate cu angajamentele pe care le are Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană, prin semnarea acordurilor bilaterale. În acest sens, putem să menționăm că acordul privind instituirea zonei de liber schimb aprofundat și prinzător prevede obligația Republicii Moldova de armonizarea legislației la cheul Uniunii Europene cu termeni expreși privind executarea acțiunilor respective. Astfel, proiectul de lege nominalizat vine să transpună prevederile directivei 18 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziții publice, lucrări, bunuri și servicii și a prevederile directivei 66 a Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractului de achiziții publice. În aceste condiții, proiectul de lege stabilește o structură nouă față de legea veche, cu capitole suplimentare fiind mai complexe și în același timp mai aplicabilă. Printre cele mai importante modificări putem să le menționăm că prima modificare de concept este majorarea pragului de aplicare pentru contractele de valoare mică de la 40 la 80 de mii pentru bunuri și servicii și 50 de mii de la 50 de mii la 100 de mii pentru lucrări. O altă modificare este, se propune ca terminul pentru examinarea materialelor să fie micșorat de la 15 la 10 și nu în ultimul rând putem menționa că se propune de concept modificarea legii privind calificarea asociațiilor obștești drept operatori economici. Totodată se propune ca conceptual se instituie garanții suplimentare pentru calitatea produsului, inclusiv pe sectorul de mediu. De asemenea, se pune un accent deosebit pe partea ce ține de criteriul de atribuire a contractului, punând un accent mai mare pe criteriul cel mai avantajos economic. Astfel, prevede conceptual modificarea ponderea prețului pentru servicii este de 40%, pentru bunuri 60% și pentru lucrări 80%. De asemenea, de concepție modifică pragurile de publicare a anunțului de intenție de la 200 la 400 de mii pentru bunuri servicii și de la 100 de mii la 1,5 milioane pentru lucrări. Aceste norme obligă autoritățile contractante să publice la început de an toate viitoarele proceduri de achiziție. Vreau să menționez că tot conceptual se modifică partea ce ține de terminul de așteptare de 10 zile pentru încheierea contractului. Astfel, autoritatea contractantă nu va putea semna contractul de achiziții publice până nu va trece 10 zile din momentul în care s-a desemnat câștigător. Acest termen este necesar pentru a asigura dreptul agenților economici sau participanților la procedură pentru a contesta. Sigur că este important să menționez ca și concept că regulile de descriere a bunurilor în cadrul achizițiilor se modifică, astfel fiind suplinit cu 10 alineate noi, care reglementează foarte clar modul de solicitare a specificațiilor tehnice și în special se introduce inclusiv eticheta ecologică ca o noutate în sectorul respectiv. Stimate domnule președinte, vreau să menționez doar încă două lucruri ceea ce ține de majorarea termenului pentru depunerea ofertelor. Este important să menționăm că crește termenul pentru agenții economici ca să poată să-și conformeze documentele pentru cererea ofertelor de prețuri până la 7 zile, bunuri și servicii și pentru lucrări 12 zile dacă ne referim la cererea ofertelor de prețuri. În final, vreau să menționez de concept ce este foarte important. Prin această lege se propune a institui o nouă instituție, cum este instituția Agenției de Soluționare a Contestațiilor, care va fi o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanțelor. De ce este necesară de această instituție? Vreau să menționez că Directiva 66, care prevede modalitatea de contestare și asigurarea dreptului la soluționarea litigiilor pe sectorul de achiziții, prevede obligațiunea de a institui această agenție. Vreau să menționez că pentru funcționalitatea acestei instituții sunt necesare în jur de 3 milioane de lei anual, fapt pentru care Ministerul Finanțelor a prevăzut în proiectul bugetului pentru 2015 astfel de cheltuieli. În linii generale, domnul președinte, stimați... Mulțumesc, domnule viceministru. Întrebări dacă sunt la raportor. Domnul Brega. Mulțumesc. Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Domnul ministru,
Când în lege o scoatem noi, după caz, poate, nu poate, are dreptul, nu prea are dreptul, poate considera, dar poate nu considera, și așa mai departe. Deci asta ce se referă, aici e loc de corupție totală, mai mult ca atât. Ce se referă la articolul 22, articolul 23, articolul 26, practic în întregime, articolul 28, articolul 27. Aici s-a lăsat loc de interpretare, e un proiect de lege pentru, știi ce să vă spun, pentru a legifera corupția. Decât legalizăm corupția, mai bine legalizăm altceva, oameni buni. Vreau să vezi că un proiect de lege, unii solicitați ca corupția să fie legalizată. Uitați-vă ce aveți aici, expertiză. Spuneți-mi, vă rog, care e avizul Centrului Național Anticorupție? Avizul Centrul Național de Anticorupție este unul pozitiv. Pozitiv. Și totuși bine corupția acolo, domn Bregă. Mai este o întrebare. Domn Bregă, vă rog. Domnul ministru, el poate e pozitiv, pozitiv pentru corupție, dar eu vreau să spun că avizul e foarte negativ. Uneva atenționează foarte mult că este un proiect de a legaliza corupția. Mulțumesc. Domnul Tabuică. Mulțumesc, domn președinte, eu îți vorbesc eu. Ion Stratulat, Partidul Democrat. Domn ministru, dumneavoastră la ședința comisiei ați menționat că ați ținut cont la elaborarea acestei legi. Sunt alte două legi înaintate de inițiativă prin modificarea achizițiilor publice, dar cu regret ați fost incorrect când ați menționat că ați ținut cont de aceste obiecții, de aceste proiecte de legi. Și întrebarea, da, avizul calmului Congresului Autorităților Locale al aveți sau nu, că vizează îndeosebi activitatea acestor instituții de stat? Da, mulțumesc, domnul deputat. Vreau să menționez că avizul calmului există și cu calmul ne-am întâlnit nenumărate ori pentru a soluționa toate problemele ce țin de aspectul autorităților publice locale. Dar din contra, am ușurat tot ce ține de aspectul autorităților publice locale prin ridicarea pragurilor de valoare mică, ridicarea pragurilor pentru publicare, adică aspectul ăsta s-a ținut cont. Încă o întrebare? Deci de la microfonul domnului Tabuică vorbește domnul Stratulată. Două întrebare. Da. A doua întrebare, adică o precizare. Noi ați spus că este avizul pozitiv a calmului. Când ați primit dumneavoastră avizul, dacă el azi deja a apărut în Parlament? Mulțumesc. Eu îmi cer scuze. Cine a apărut în Parlament? Avizul? Nu. Calmul. E bine să avem calmul aici în Parlament, nu? Așa. Sigur că eu, domn deputat, vreau să menționez că calmul poate să dea avize în fiecare zi câte un aviz. Însă, conform procedurii, noi cel puțin de 3 sau 4 ori ne-am revăzut cu dânsii pe acest proiect de lege. Următoarea întrebare, doamna Domente. Stimat autor, în redacția veche a legii cu privire la achizițiile publice, în diverse redacții erau prevăzute anumite facilități, anumite avantaje pentru producătorii locale în cadrul licitațiilor achizițiilor publice. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă cei 17 experți europeni despre care ne spuneați la comisie că au elaborat această lege în conformitate cu directiva europeană, nu-ți cont de acest interes a Republicii Moldova sau dumneavoastră ați prevăzut această posibilitate, acest avantaj al produselor autohtone în comparație cu produsele din afară în cadrul achizițiilor publice? Mulțumesc! Mulțumesc de întrebare. Vreau să menționez că nici în legea veche, nici în actuală nu există marjă preferențială pentru produsul autohton. Legea care este în vigoare nu prevede marjă preferențială. A doua întrebare, domnul Domente. Vreau să vă spun că au existat în anumite perioade și inclusiv și pentru medicamentele autohtone, dumneavoastră ați exclus, și pentru produsele agricole au existat diferite, da, diferite versiuni. Iată și colegul din fracțiunea PLDM spune că există aceste preferințe și în varianta actuală a legii,
De aceea noi insistăm ca pentru lectura a doua să, să prevedem acest lucru, pentru că eu sunt sigură că inclusiv și în acordul de asociere probabil că există un termen pe care l-a negociat Republica Moldova cu privire la implementarea acestei directive. Nu știu dacă ea este imediat din momentul semnării acordului. Vreau chiar să vă întreb din ce moment v-ați luat angajamentul să implementați această directivă și dacă există un anumit termen de implementare minimum, atunci recomand să susținem producătorul autohton pe această perioadă de timp. Domnul Angel. Mulțumesc, Gheorghe Angel, Partidul Comuniștilor. Stimate domnule autor, proiectul de lege care l-ați numit modificare legii numărul 96, de fapt este o lege nouă, după cât eu înțeleg. În orice caz, atât după textul legii, cât și conținutul sau tot ceea ce este descris, este o lege nouă, după cât eu înțeleg. Eu aș vrea să răspundeți la întrebarea aceasta. Este o lege nouă sau este modificată lege veche? Este o lege sau este o redacție nouă? Ea este o lege care urmează a fi republicată, pusă în redacție nouă, care are foarte multe amendamente. A doua întrebare, domnul Angel. A doua întrebare se referă la fel la autorităților publice locale. Dacă ați consultat dumneavoastră cumva și Asociația Președinților de Raioane, adică autorități locale din nivelul 2, și n-am înțeles la calm, dumneavoastră, ați discutat, ați spus că ați discutat, dar ați luat în considerație propunerile care vin din partea primarilor sau doar i-ați ascultat și cu asta s-a terminat consultația? Cu siguranță i-am ascultat și am luat în considerare toate propunerile cei care sunt judicioase. Asta am ajuns la consens, să spunem, corect. Cu Asociația Președinților de Raioane, eu personal nu m-am întâlnit cu dumnealor în ședință, însă am avut întrevedere inclusiv cu reprezentanțul, președintele, dacă nu mă greșesc eu, la nivel de guvern. În ședință cu prim-ministru am avut. Bine, următoarea întrebare, domnul Gode. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, întrebarea mea se referă la chestiunea Agenției de Soluționare a Contestațiilor. Prima întrebare, prin ce se explică crearea unei noi agenții? Pentru că eu înțeleg că conflicte sunt multe, nemulțumiți sunt mulți, pentru că în cazul unei proceduri de achiziții publică participă cel puțin 3 și respectiv unul fericit și 2 nu. Dar nu prea multe instituții sunt create în ultimul an, asta era întrebarea mea. Și prin ce explicați necesitatea acestei agenții? Și nu altă subdiviziune a Ministerului Finanțelor care ar putea să se examineze aceste lucruri. Mulțumesc, domn deputat. După cum cunoașteți, prin sectorul de achiziții publice se cheltuie suma în jur de 7-8 miliarde anual sau până în dependență de buget. Sigur că necesitatea instituirii acestei instituții apare în momentul incompatibilității activității Agenției Achiziții Publice, care este reglementatorul pe sectorul respectiv, și totuși agenția face și soluționează anumite contestații pe anumite probleme care deja s-au expus. Și aici intervine necesitatea de a să se ocupe o altă instituție ca să fie aspectul de imparțialitate pe problema respectivă. Conflictul de interese, sigur, că să nu existe conflict de interese. Răspundeți numai la întrebările formulate la microfon. Acustica în sală e bună și dacă o să răspundeți la toate întrebările, ar îți dureze cam mult. Următoarea întrebare, doamna Polihovici. Domnul Creangă, este o întrebare de concretizare a corelării prevederilor din proiect la articolul 15, unde vorbiți despre operatorul economic, cu prevederile articolului 20 despre situația economică și financiară. În articolul 15, punctul 1, dumneavoastră spuneți că orice operator economic, inclusiv asociațiile obștești, pot să participe sau au dreptul să participe în condițiile prezente legi la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice. În articolul 20, noi știm totuși că asociațiile obștești nu sunt pentru profit.
sunt non-comerciale, tot ce obțin ca venit se investește în proiectele după obiectivele asociației, iar la situația economică și financiară sunt câteva puncte unde se vorbește că trebuie să demonstreze capacitatea economică și financiară și tot așa mai departe, să dea declarații despre cifra de afaceri globale, tot, adică tot ce este descris în articol 20 ține doar de sectorul economic profit, nu de cel non-profit. Care ar fi soluția în cazul când în articolul 15 permiteți asociațiilor obștești, iar în condițiile articolul 20 asociațiile sunt descalificate din concurs? Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Vreau să menționez că această noutate pentru ONG-uri care se include în proiectul articolul 15 urmează suplimentar, poate a fi corelată cu articolul 20. Însă vreau să menționez că această demonstrare a capacității economice financiare în momentul când se întocmesc documentele de licitație, acestea nu sunt obligatorii. Asta este o normă generală care stabilește că agentul economic, dacă autoritatea contractantă solicită să demonstreze situația economică financiară a acestui agent economic. Însă, orice procedură care este inițiată, autoritatea contractantă stabilește criteriile pentru fiecare procedură reieșind din specificul acestei achiziții. Respectiv, pentru ONG-uri, dacă menționăm, noi putem doar să, dacă facem abstracție de o procedură, să vedem aspectul riscului profesional, care discutăm despre servicii, dacă ONG-urile în special. Poate fi solicitată un acest certificat cum să asigură riscul profesional. Asta este doar norma generală care urmează să fie aplicată de la caz la caz, de la sector la sector pentru procedura în cauză. Însă este loc unde mai putem discuta pentru lectura a doua, să vedem mai profund dacă ar exista careva probleme, dacă nu vor fi reformulate alte norme. Eu vă mulțumesc și solicitarea mea este ca pentru pregătirea proiectului în lectura a doua să se analizeze acest subiect și din perspectiva prevederii articolului 15 prin care dați voie asociațiilor să participe la astfel de concursuri. Următoarea întrebare, doamna deputat Stratan. Mulțumesc, doamna președinte. Valentina Stratan, Partidul Democrat. Domnul Creangă, vreau să-mi faceți o precizare. În nota informativă dumneavoastră stipulați că implementarea acestei legi nu prezumă cheltuieli financiare din partea autorităților contractuale și a operatorilor economici. Însă vreau să vă întreb că instituirea unei asemenea structuri prezumă angajarea în câmpul muncii a unor oameni care trebuie să fie salarizați. Dacă ați stabilit deja la acest moment care ar fi numărul de state necesar pentru activitatea acestei structuri și dacă eventual ați discutat și care ar fi salariul acestora. Mulțumesc, doamna deputat, pentru întrebare. Sigur că noi deja am făcut analiza. La momentul prezentării am spus că în jur de 3 milioane de lei urmează să cheltuie din bugetul de stat pentru agenție de soluționare a contestației. În jur la 20 de angajați urmează să aibă. Sigur că acești Ministerul Finanțelor vine ca și propunere în momentul când va fi susținut pentru a reforma Agenția Achiziției Publice prin divizare. Asta este tot un obiectiv care îl urmează Ministerul Finanțelor, că dacă luăm segmentul de soluționare contestației de la Agenția Achiziției Publice, respectiv, ea urmează anumite număr de unități să treacă la instituția respectivă. Practic, așa prevede conceptul pentru a institui această instituție. A doua întrebare, domnul Stratan. Nu este o întrebare, este o doleanță. Eu foarte mult aș dori că instituirea acestei structuri cu adevărat să simplifice și să ușureze acest proces de achiziții publice în Republica Moldova, care este specific tuturor domeniilor, și aici vreau să mă refer la domeniul sănătății, atât de mult și atât de multe probleme creează anume procesul de achiziții publice și sigur că mi-aș dori foarte mult ca aceste probleme ulterior să nu existe. Domnul Godea, a doua întrebare. Mulțumesc, doamna președinte. Întâi o precizare. La articolul 20, chiar și în condițiile astea, ONG-urile pot participa. Chiar și în condițiile articolului 20.
Dar la articolul 77, domnul ministru, am văzut acolo că propuneți ca Agenția de Soluționare a Contestațiilor să activeze conform alineatului 3 în baza unui regulament elaborat de guvern. Întrebarea este de ce la Ministerul Finanțelor se află sub ordine acestui minister? Sigur că noi putem să modificăm proiectul ca să fie la nivel de autoritate regulament să fie aprobat de Ministerul Finanțelor. Însă, totuși, importanța acestei instituții ne obligă ca să ridicăm la rang de guvern activitatea acestei instituții. Următoarea întrebare de la domnul deputat Sârbu. Mulțumesc, domnule ministru. În privința acestei agenții de soluționare a contestațiilor, de fapt, practic este un know-how, deoarece o cerere prealabilă în ordine de contencios administrativ, noi cunoaștem, se adresează la organul care a adoptat decizia, ulterior în instanță de judecată. Aici, pentru prima dată în istoria, de fapt, noastră, o decizie a unui organ administrativ este contestată nu la același organ, nu direct în instanță de judecată, dar la alt organ administrativ. De fapt, este o chestie foarte interesantă și poate, într-adevăr, aveți dreptate că este nevoie de un astfel de organ doar ca să nu existe o barieră suplimentară pentru accesul la justiție. În acest caz, mai ales că această agenție de contestare are dreptul să anuleze contractele. Anularea contractelor întotdeauna a fost o prerogativă exclusivă a instanțelor de judecată. De ce, întrebarea mea este, cum considerați dumneavoastră, este cazul ca această procedură prealabilă să fie obligatorie doar prin agenție de contestare sau totuși ar fi bine să acordăm dreptul operatorilor economici ca să conteste și direct în judecată, dacă vor? Adică dacă au dorință să conteste prin agenție de contestare, sau direct în judecată să fie la buna lor alegere ca alternativă. Cum considerați o astfel de posibilitate? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul deputat. Sigur că este o situație așa puțin mai neobișnuită pentru sectorul juridic, însă vreau să menționez de ce este nevoie, din punctul meu de vedere, trebuie să treacă toți, orice persoană care nu este mulțumită de o anumită procedură, urmează să treacă prin această agenție de soluționare a contestațiilor. În primul și în primul rând, termenii pentru examinare. Noi discutăm despre termeni maxim de 20 de zile, după care acest agent economic sau participant la procedură este în drept să adreseze în instanța de judecată, asta este una. Doi, din toate hotărârile aprobate la momentul actual, doar numai cam 9-10% să ajung în instanța de judecată, adică după ce a existat un litigiu, noi putem să discutăm mai mult despre o soluționare amicală până la urmă în cadrul procedurii de soluționare a contestației. El mai mult se bazează pe o procedură de mediere, să spunem așa. Și asta va ușura și segmentul justiției. 3. Cu părere de rău, noi cunoaștem că procedura în instanță de judecată durează foarte mult timp. Ori, segmentul de achiziții publice nu ne permite ca anumite proceduri să dureze câte un an de zile sau 2 ani de zile. Noi ne trebuiește o soluție foarte rapidă pe segmentul, pe procedura X, dacă vorbim, mâncare pentru copii, medicamente pentru bolnavi sau alte bunuri care sunt procurate de către stat. Din raționamentul acesta s-a mers pe ideea de a face o instituție specializată, strict specializată pe problemele de achiziții. Domnul Solcan. Mulțumesc, doamnă președinte. Solcan, Partidul Democrat. Domnule ministru, o întrebare vă rog. Eu înțeleg că această agenție probabil că este necesară, pentru că funcțiile care le îndeplinește astăzi agenția achiziției publice sunt foarte diverse, foarte largi și poate nu se reușește. Eu vreau să vă întreb. Această agenție va activa în cadrul Ministerului Finanțelor, după câte am citit aici. Spuneți-mi, vă rog, este prevăzută, ori s-a pus în discuții o altă subordonare, spre exemplu, direct la prim-ministru, ori la unul din vicepriministrii, pentru că două agenții care se ocupă de aceleași probleme, în cadrul aceluiași minister, probabil că pot fi și întrebări aici. Vă mulțumesc.
Sigur că s-a examinat inclusiv oportunitatea de a fi organizată ca autoritate publică centrală sub guvern. Însă, în urma analizei am constatat că totuși cel mai rațional ca să, și sub aspect funcțional este important ca această instituție să fie la un rang cu aceeași agenție achiziții publice. Adică segmentul să fie practic pe orizontală ambele instituții. În caz contrar urmează și sectorul de, și agenția achiziții publice să o ridicăm la un rang mai înalt. Și de aceea am mers pe gândirea respectivă. Oricum, autonomia instituțională există în, indiferent în care, sub, să spunem, sub ce autoritate administrativă se va afla această agenție. Domnul Valeriu Munteanu. Da. Valeriu Munteanu, fracțiunea Partidului Liberal. Domnule ministru, vreau să știu dacă aveți raportul anticorupției de la CNA în fața dumneavoastră. L-aveți? Raportul nu l-am, dar am sinteza. Aveți sinteza, da? Haideți, colegul meu, domnul Gheorghe Brega, v-a întrebat dacă există un raport negativ sau pozitiv. Dumneavoastră ne-a spus că este un raport pozitiv și CNA-ul laudă proiectul dumneavoastră de lege. Eu o să vă citesc din recomandările pe care le face CNA, da? Ca remarcă generală asupra proiectului, ținem să menționăm că acesta este unul cu un grad sporit de coruptibilitate. Deși elaborarea proiectului este binevenită, la fel ca și tendința de armonizare a cadrului național la european, urmează ca aceste neajunsuri să fie eliminate pentru manifestări de corupție care vor submina obținerea rezultatelor propuse. Cum dumneavoastră ați evaluat că acesta este un aviz pozitiv și cum veți putea pentru lectura a doua să ne asigurați că aceste elemente și aceste ambiguități o să dispară din proiectul de lege? Mulțumesc, domn deputat. Vreau să menționez că norma generală care o aplică Centrul Național Anticorupție, că există grad sporit de coruptibilitate. Sectorul de achiziții publice, în general, este un sector vulnerabil și noi cunoaștem toți, cu toții foarte bine de aspectul dat. Eu vreau să menționez doar ceea ce a propus concret Centrul Național Anticorupție. Și mă uit pe sinteză. Alineatul 2 la articolul 62. Agenția Achiziții Publice și Ministerul Finanțelor se acceptă propunerea Centrului Anticorupție. La alineatul 84 se acceptă. La alineatul 5, articolul 16, se acceptă parțial, reformulat textul. Și dacă mergem pe toate propunerile Centrului Național Anticorupție ca să excludem ceea ce din punctul dumnealor de vedere, noi practic s-a acceptat toate propunerile dumnealor. Adică noi suntem deschiși în continuare a perfecționa acest proiect de lege ca să nu existe dubii pe segmentul banilor publici. Alte întrebări nu sunt. Vă mulțumesc, domnul Creangă, pentru prezentarea proiectului și invit comisia pentru a prezenta raportul. Vă rog, domnul Ioniță. Stimați colegi, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege numărul 131. Acest proiect de lege vine ca să transpună legislația Republicii Moldova, directiva europeană privind achizițiile de bunuri și servicii publice. Vine cu mai multe inovații. Pe parcursul examinării în comisie au parvenit pavize, amendamente, propuneri, care toate vor fi examinate în lectura a doua. De asemenea, suntem deschiși și vom avea discuții inclusiv cu CALM și cu alte organizații. Am vorbit cu autorii altor legi legate de achiziții publice. Vom examina săptămâna viitoare și toate sub formă de vor fi comasate cu proiectul de bază al Guvernului. Din acest motiv, Comisia propune spre aprobare în prima lectură și toate propunerile se vor ține cont în lectura a doua. Întrebări pentru Comisie nu sunt. Vă mulțumesc. Stimați colegi, supun votului proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 96 din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice, înregistrat cu numărul 31. Cine este pentru susținerea proiectului în prima lectură, vă rog votați. Cu majoritatea voturilor, proiectul a fost votat în prima lectură.
Stimați colegi, anunț o pauză de 10 minute, după care revenim la discuție următorului proiect. O fracțiune pe care o reprezint eu, domnul deputat. Exact, este pauză pentru 10 minute. Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală, ședința continuă. Ne-am descurcat mai rapid, am economisit timpul, nu 10 minute, așa că... Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală pentru a continua ședința. În adresa președintelui ședinței a fost prezentată o solicitare din partea unei fracțiuni pe care președintele ședinței o susține și trebuie să supună votului de a transfera pentru o altă dată proiectul de lege cu numărul 19 care este astăzi în ordinea de zi. Poate fi în temeiul articolului 46, punctul 3, domnul deputat, a regulamentului Parlamentului. Deci eu supun votului această propunere. Cine este pentru, vă rog votați. Cu majoritatea voturilor, proiectul 19 a fost transferat pentru o altă ședință de plen a Parlamentului. În continuare, pe ordinea de zi avem aprobarea ordinii de zi a ședinței Parlamentului pentru următoarele două săptămâni. Aveți proiectul? Vă rog propuneri. Nu sunt. Dacă nu sunt alte propuneri, eu nu am înregistrat aici nicio solicitare, de aceea voi supune votului domnul Sârbu. Vă rog, domnul Sârbu. Rog introducerea în ordine de zi pe perioada de săptămânală proiectul sub numărul 131 din 404-2004 privind compensarea unor pierderi cauzate de excluderea unui teren din categorie de terenuri cu destinație agricolă. Domnul deputat, trebuie să fie și o solicitare din partea câtorva deputați. Vă rog, puteți să o faceți la ședința următoare.
Eu nu am solicitări aici înscris, de aceea voi supune votului proiectul ordinii de zi a ședinței Parlamentului din data 26 sau pentru perioada 26 iunie 4 iulie. Cine este pentru, vă rog votați. Cu majoritatea voturilor proiectul a fost aprobat și următorul punct în agenda ședinței de astăzi este ora întrebărilor. Avem în sală pe doamna director general al Biroului Național de Statistică la invitația deputatei Oxana Dumenti pentru prezentarea informațiilor referitor la desfășurarea în perioada 12-25 mai 2014 a recensământului populației și a locuințelor. Vă rog, doamna Spoială, la tribuna centrală. Eu îmi amintesc, doamna Dumenti, că ați concretizat că este la invitația fracțiunii. Bună ziua, stimată doamnă președinte, onorați deputați. Biroul Național de Statistică a fost chemat să dea un răspuns la interpelarea doamnei Oxana Dumenti, deputat, fracțiunea PCRM. Interpelarea conține două subiecte. Primul subiect, modul de organizare și desfășurare a recensământului populației și a locuințelor. Cel de-al doilea subiect, utilizarea surselor de finanțare a celor 90 de milioane de lei care au fost alocați din bugetul de stat pentru organizarea acestui exercițiu statistic. La primul subiect, recensământul populației și a locuințelor din anul 2014 este o lucrare statistică complexă constituită din mai multe etape esențiale, cum ar fi: prima, elaborarea și aprobarea cadrului normativ. Ceea ce Biroul Național de Statistică, prin legea 90 cu privire la recensământul populației și a locuințelor din anul 2014, a aprobat-o și a implementat-o. Totodată a transpus-o prin regulamentul Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene. A fost aprobată hotărârea de guvern cu privire la planul de acțiuni privind implementarea legii 90. A doua etapă, elaborarea principiilor metodologice ale recensământului populației și a locuințelor și a documentației de recensământ, care în conformitate cu prevederile cadrului normativ au fost aprobate, totodată transpuse prin recomandările Consiliului Europei și Conferinței Statisticienilor Europeni și aprobate de către Comisia Națională pentru Recensământul Populației și a Locuințelor. A treia etapă, pregătirea materialului cartografic și efectuarea listelor clădirilor și locuințelor, în baza cărora s-a sectorizat localitățile rurale și urbane. A patra etapă, identificarea și selectarea instruirea personalului de recensământ și, nu în ultimul rând, personalului adițional la recensământ. Efectuarea recensământului populației și a locuințelor a avut loc în 1535 de localități, dintre care 57 urbane și 1478 rurale. Acestea fiind împărțite în 11.300 de sectoare de recensământ și alcătuind în mediu câte 120-130 de locuințe la un recenzor. La efectuarea acestei acțiuni ample pentru Republica Moldova au fost antrenați în colaborare experți internaționali și a fost constituit Consiliul Consultativ Internațional sub egida sau sub patronatul Fondului ONU pentru Populație și Dezvoltare. Cu referință la cel de-al doilea subiect, în interpelarea doamnei deputat, vă comunicăm că în anul 2013, conform bugetului aprobat prin legea 249, pentru recensământ au fost alocați 11.895.000 lei, iar bugetul alocat pentru anul 2014 au fost alocați doar 36 milioane lei. Adică pentru 2 ani, suma este alocată de 47.895.000 lei. Ultima informație transmisă de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Dumenti, aveți dreptul la două întrebări, vă rog. Directoare, cum explicați dumneavoastră numărul mare de cetățeni care a rămas în afara recensământului? Conform calculelor dumneavoastră, care este acest număr de cetățeni? De ce percepția cetățenilor că nu au fost luați în considerare este atât de mare? Deci spuneam că chiar și în cadrul fracțiunii noastre, practic, 30% din deputați nu au participat la recensământ, dar cunoaștem situații când cartier întregi, practic, nu au văzut recenzorul în față. Cum puteți explica acest lucru? Da? Și care au fost numărul de cetățeni planificați dumneavoastră să fie inclus în cadrul recensământului? Care ar fi fost eroarea admisibilă din start pe care ați planificat-o?
Vă mulțumesc, doamna deputat. Deci, la data de 31 mai, Biroul Național de Statistică a venit cu concretizările de acoperire a locuințelor în recensământul populației și a locuințelor din anul 2014. Deci, în acest sens, au fost recenzate 1.225.521 locuințe, de acoperire 94,9%, plus 2% locuințe de refuzuri. Deci, în total, au fost chestionate 1.052.997 de locuințe. Doamna Dumenti, vă rog. Ținând cont de faptul că în legea 90 cu privire la realizarea recensământului populației și a locuințelor, în articolul 7, Biroul Național de Statistică a securizat această neacoperire sau această neparticipare la recensământ prin referirea la deschiderea și completarea cu privire la datele administrative, ținând cont de faptul că ele sunt înregistrate atât pe lângă întreprinderile de stat, întreprinderile municipale de stat și totodată prin registrele populației din teritoriu. Doamna Domenți, vă rog. Admiteți dumneavoastră că informația care a fost prezentată de către recenzor Biroului de Statistică nu este cea veridică? Cine va monitoriza cât de corect au fost completate aceste chestionare? Ce companie, probabil că independentă, a fost selectată pentru a monitoriza cât de calitativ s-a petrecut recensământul? Și probabil că doar atunci veți putea confirma cu siguranță care sunt rezultatele prealabile, pentru că cel puțin ceea ce ne informați dumneavoastră sunt datele prealabile pe care le aveți în conformitate cu ceea ce v-au raportat dumneavoastră recenzorii. Nu sunteți siguri că aceste date sunt veridice deocamdată? Doamna deputat, mulțumesc pentru întrebare. Deci, Biroul Național de Statistică pentru prima dată în anul 2014 a avut ca partener de dezvoltare Fondul ONU pentru Populație în realizarea acestei acțiuni. A fost creat Consiliul Consultativ din 5 experți internaționali care au monitorizat pe parcursul a 3 sesiuni și urmează acum în luna iulie să fie ultima sesiune de demarare și evaluarea acestei acțiuni, plus la subiectul ce ține de validare sau în genere de prezentare a datelor preliminare, deci în ancheta de control, acum perioada aceasta urmează, dar este ancheta de control de verificare a întocmirii recensământului și totodată de verificare a calității acestui recensământ. Deci datele prin Fondul ONU pentru Populație și Dezvoltare. Datele recensământului vor fi definitivate, datele preliminare și prezentate, diseminate în luna decembrie anul 2014. Eu vreau să fac o concretizare. Am verificat încă o dată prevederile regulamentului și este scris expres că întrebările sunt adresate de deputați, nu de fracțiuni, deoarece ați făcut atunci mențiunea că o faceți din partea, o adresați întrebare din partea fracțiunii în mod de excepție. Voi da încă doi deputați la dumneavoastră din fracțiune să adreseze câte două întrebări. Aceasta nu este scris. Ora întrebărilor este, doamnă președinte, pentru deputați. Nu adresează fracțiunile întrebări. Este scris în regulament lucrul ăsta. Doamna Domenti, eu am verificat acum încă o dată regulamentul. Deci următorul deputat, doamna Ivanov. Doamna Polihovici, eu cred că nu dumneavoastră, n-ar fi corect ca dumneavoastră să decideți două persoane sau trei persoane din fracțiune să vorbească. Câte sunt întrebări? Doamna deputat, eu sunt moderatorul ședinței acum. Deci, aceea vă rog să adresați întrebarea la șeful Biroului Statistică. Dumneavoastră creați încă un precedent inadmisibil, fiindcă... Doamna deputat, vă rog să adresați întrebările pentru Biroul Național de Statistică. Eu întrebare voi adresa-o, dar dumneavoastră nu puteți decide singură din capul dumneavoastră. Este regulament. Foarte corect. Este regulament și în regulament nu este scris că fracțiunea adresează întrebarea, dar deputatul... Nu trebuia să acceptați atunci această formulare. Bine, doamna raportor... Spuneți-vă, cum explicați dumneavoastră care va fi corectitudinea efectuării recensământului? Vreau un caz concret. Deci am în vedere raionul Ocnița, unde toți recenzorii au fost membri Partidului Liberal Democrat, cu vârstă, deci...
majoritatea din ei peste 60 de ani, 65-67. Care este corectitudinea, deci evaluării respective? Când este o subordonare politică totală. Doamna deputat, Comisia Națională pentru Recensământul Populației și al Locuințelor a aprobat regulamentul de angajare a recenzorilor la recensământ. Biroul Național de Statistică a respectat acele cerințe prezente în regulamentul de angajare la recensământ. În regulament nu era fixat nicăieri că Biroul Național de Statistică trebuie să verifice apartenența politică a recenzorilor. Doamna Ivanova, două întrebări. Păi bine, cum credeți dumneavoastră, persoana la 70 de ani este aptă de munca respectivă ca să îmblă din casă în casă și să efectueze recensământul? Mă adresez doar la consecințe. Cum efectuați, cum analizați dumneavoastră corectitudinea recensământului respectiv? Corectitudinea o analizez ca o acțiune în comparație cu recensământul de 2004, ca o acțiune care a avut loc în conformitate și respectării prevederilor atât naționale cât și internaționale și odată stipulat în regulamentul de angajare că comisia are dreptul la identificarea persoanelor, deci nu era stipulată vârsta, era stipulată doar vârsta de la 18 ani în sus. Următorul deputat, domnul Angel. Ați adresat două întrebări, doamnă? Două ați adresat, doamna Ivanov. Atunci, eu nu mă tem de nimic, dar este un regulament pe care îl respect. Domnul Angel, vă rog. Mulțumesc, Gheorghe Angel, Partidul Comuniștilor. Doamna Sfoială, pe parcursul perioadei de recensământ au fost foarte multe presiuni asupra oamenilor ca să se expună în modul că sunt cetățeni, sau mai bine zis nu cetățeni, dar au naționalitatea de români și vorbesc limba română. Și aceste presiuni s-au făcut prin intermediul la mass media, inclusiv oficialii români, care spuneau că în cazul în care persoanele care dețin pașa port, mai bine zis cetățenii românească și vor declara că sunt moldoveni, vor fi lipsiți de cetățenia românească și la fel cei care au depus acte ca să primească cetățenia românească, dacă vor declara că sunt moldoveni, nu vor primi această cetățenie. Spuneți-vă rog, dacă dumneavoastră cumva ați reacționat pe parcursul recensământului la aceste intimidări și a doua întrebare, dacă dumneavoastră veți pune la dispoziția țării vecine toată informația care ați colectat-o pe parcursul recensământului. Mă refer și la datele cu caracter personal. Domnule deputat, mulțumesc pentru întrebare. Biroul Național de Statistică la realizarea acestei acțiuni naționale a avut ca partener de dezvoltare Fondul ONU pentru Populație și Dezvoltare doar. La toate sesizările care au fost înregistrate, Biroul Național de Statistică a verificat, nu este înregistrată nicio sesizare cu privire la presiune sau abuz asupra declarațiilor și pentru prima dată, în comparație cu anul 2004, în chestionarul de recensământ, respondentul avea dreptul la libera declarație a celor două întrebări sensibile. Și ține de cealaltă întrebare cu privire la datele cu caracter personal. Biroul Național Statistică, în legea 90 cu privire la recensământ, folosește datele de la recensământ doar în ansamblu și doar ca un exercițiu statistic pentru producerea și prezentarea datelor statisticii oficiale. Datele personale sunt confidențiale. Domnul Angel. Mulțumesc. În aceste condiții, considerați dumneavoastră că ar putea fi considerate obiective rezultatele recensământului când s-a făcut atât de multe presiuni? Vă mulțumesc. Biroul Național de Statistică nu a avut asupra sa exercitate presiuni, deci noi am respectat atât regulamentul cu privire aprobat de către Comisia Națională pentru Recensământ cu privire la demararea cu succes acestei acțiuni și nu în ultimul rând, deci am respectat recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni cu privire la demararea cu succes a rundei 2010 de petrecere a recensământelor populației și a locuințelor în Republica Moldova. Domnul Munteanu Iurie. Doamnă director, da, dumneavoastră este director al serviciului sau Biroul Național Statistică. Știți, vă rog, noi avem multiple mărturii, apropo, o bună parte din ele au fost și au găsit reflexia cuvenită și în mass media, sunt publicate și pe diferite surse în internet, conform cărora recenzorii care au fost angajații respectivului serviciu, respectivului birou, da? Dacă nu mă înșau în memorie. De fapt, au încercat să îndemne
se ademenească chiar sau sub altă formă să convingă cetățenii să se declare români etnic și limba vorbită să o declare drept română. Ceea ce în mod normal se consideră drept o agitație. Asta e o agitație politică. Sau, mai vorbind mai pe larg, este o activitate politică. Spuneți-mi, vă rog, care urmează să fie sancțiunile cărora vor fi supuși asemenea recenzori, și nu numai ei, dar și conducerea Biroului Național de Statistică, având în vedere implicarea largă a respectivului serviciu într-o asemenea activitate. Mulțumesc. Recensământul din anul 2014, mă repet iarăși, în comparație cu recensământul din 2004, a respectat prevederile internaționale, europene și naționale. În regulamentul cu privire la angajarea personalului de recensământ sunt fixate toate condițiile de angajare acestui personal de recensământ. Pe perioada demarării, 12-25 mai, a acestei acțiuni, recensământul populației și al locuințelor, sesizări înregistrate de ordinul abuzurilor sau de ordinul intimităților asupra persoanelor, noi nu am avut înregistrate. Avem înregistrate și prezentate de către Ministerul de Interne doar 3 sesizări, la nivel de 2 abuzuri sexuale și un abuz fizic. Mai multe presiuni sau sesizări, Biroul Național de Statistică nu are înregistrat documental. Domnul Munteanu, vă rog, a doua întrebare. Ați că n-a fost acordat răspunsul cuvenit. Dumneavoastră urmăriți presa, priviți televizorul sau altfel, intrați în contact, comunicați, aveți relații careva cu mass media. Avem multiple înregistrări care au fost prezentate pe larg, unde clar figurează recenzorii dumneavoastră, multiple recenzori, care supuneau cetățenii simple unor presiuni pentru ca respectivii se declare de etnie română și limba vorbită drept român. Dumneavoastră nu v-ați autosesizat? Domnule deputat, la toate sesizările care au fost prezente, atât în presă, cât și la nivel de telefoane sunete, Biroul Național de Statistică a verificat prin echipa mobilă toate acestea, inclusiv și la nivel de autosesizare, și nu au fost identificate aceste documentale, aceste sesizări. A doua întrebare, domnul Muntean. Dacă ați observat, sper că ați observat, dar dacă n-ați observat, vă comunic că mărturiile respective, găsindu-și reflexia în mass media autohtonă, au fixat și încă un moment foarte important. Recenzorii, în cazul în care, mulți din recenzorii dumneavoastră, în cazul în care cetățenii refuzau să se declare români sau refuzau să declare limba vorbită, limba maternă, limba română, îi îndemânau sau bine zis, foloseau creionul pentru a reflecta respectivele date în filele întocmite. Multiple mărturii, înregistrări pe care nu cred că de care cel puțin ați auzit. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați luat careva măsuri drept urmare a acestor cazuri. Deci, în comparație cu anul 2004, recensământul din anul 2014 n-a înregistrat chestionare cu creionul. 2. Domnule deputat, Biroul Național de Statistică, la toate sesizările, a făcut verificări și, mă repet, iată, documental sau, în genere, sesizările de ordinul căreia erau verificate chestionarele și, în urma cărora erau semnate de către respondent, erau verificate. Sesizări sau autosesizări de genul dat nu au fost. Domnul Reidman. Da, спасибо. Госпожа директор, вы настаиваете на том, что почти 95% домохозяйств были переписаны в своем рапорте сейчас, вы сказали. Но мы спрашивали у этих переписчиков, какая у них норма. При норме, установленной им в 30 минут на анкету, такое количество домохозяйств, если считать в среднем по 3 анкеты на домохозяйство, переписаны быть не могут. Это занимает 200 часов без хождения от двери к двери. 176 часов – это месяц 8-часового рабочего дня.
176 часов. Ну, возьмем выходные, то все, 200 часов это месяц. Такое количество людей при таких установленных вами нормах переписано быть не могло. Скажите, какие нормы были установлены для переписчиков? La recensământul de probă din anul 2013 a fost identificată încărcătura statistică sau sarcina pentru fiecare recenzor, de la 100-130 de gospodării. Da? Din considerentul acesta, deci a fost prelungită perioada, nu de o săptămână, ca în anul 2004, dar o perioadă de două săptămâni, inclusiv pentru această încărcătură care a fost identificată în urma recensământului de probă. A doua întrebare, vă rog. Второе. В подтверждение того, что говорят мои товарищи по фракции здесь, я лично, подвергаясь переписи и указав, что лимба матерная мя есть и лимба руса, имидиат фыры интрибария даугата, я вам фос инскрис кукрион каеус инт рус. И мне пришлось исправить девочек. Но не все такие внимательные, я думаю, к этому делу. А некоторых вообще не спрашивали, задавали вопрос только один, о лимбо-матерно. Кто учился в школе последнее время, те называли по привычке румынский, и национальность записывали на основании языка. Но это не вопрос. Вопрос мой заключается в следующем. Бюджетом установлена цифра на перепись 89 миллионов. Вы говорили о 40 потраченных. Где остальные и будут ли они... Что, остальные это на обработку? Celelalte surse sunt identificate din sursele internaționale. Urmează de acum, luna aceasta, să identificăm sursele de salarizare a recenzorilor. Domnul Zagorodnyi. Da, mulțumesc frumos, doamna Spuială. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți clar aici la tribuna Parlamentului și să confirmați sau să informați acele informații care noi le-am constatat în cadrul acestor recensământ, fiindcă vreți sau nu vreți, doriți sau nu doriți, dar s-au organizat și seminarii, s-au organizat și în școli și licee de grupe de voluntariat sub protecția de reprezentanților puterii locale și cele raionale și centrale, care s-a pornit o propagandă foarte intensivă ca cei ce au vorbit colegii mei să se înscrie în aceste, spunem așa, fișe denumirea limbii sau denumirea de naționalitate. Acestea au fost prin licee, acestea au fost la nivel de seminarii raionale, locale și așa mai departe. Și trebuie să recunoașteți că acest lucru au fost. V-ați autotisizat sau nu, asta e altă întrebare, dar nu puteți să spuneți că noi nu cunoaștem. Cunoaștem cu toții ce s-a întâmplat, ce i s-a întâmplat și recensământul a ieșuat. Asta e așa ca o constatare. Dar vreau să vă întreb o întrebare concretă. Ce spuneți dumneavoastră sau ce spune legislația referitor la faptul că membrii sau mai bine zis angajații biroului de statistică au fost în calitate de recenzori, au umblat pe la casele oamenilor și au făcut acest recensământ. Au dreptul aceste persoane să facă acest lucru sau nu au? Spuneți-mi da sau nu? Recensământ? Clar, angajații instituției dumneavoastră care au fost în calitate de recenzori, au umblat pe la casă de oameni, asta încă o dată demonstrează că nu ați avut eficienți, surse pentru, spunem așa, angajați pentru a petrece recensământul. Domnule deputat, angajații care au activat în cadrul recensământului, profesioniști, au fost detașați perioada petrecerii recensământului de colectare 12-25 mai și au fost antrenat în calitate de recenzori în unele localități. Ceea ce ține de respectarea prevederilor sau normelor și recomandărilor atâta conferinței statisticienilor europeni privind efectuarea recensământului populației și a locuinților, totodată respectarea prevederilor legii cu privire la recensământ și hotărârii de guvern numărul 967 cu privire la planul de acțiuni, Biroul Național de Statistică le-a respectat în tocmai inclusiv și pe perioade. Și este prima dată când recensământul de Republica Moldova a avut și s-a axat și aprobată o lege cu privire la recensământ. Stimați colegi, deoarece anunț încă o dată, aceasta nu este o audiere, ci a fost întrebare adresată și se face numai din partea deputatului. Eu am dat voie nu la 2, dar m-a dat voie la 7. Până acum, ultimul deputat care adresează întrebare este domnul Găgăuz.
Спасибо большое, ПКРМ, фракция ПКРМ ГГУС. Госпожа директор, вы можете подтвердить или опровергнуть, что переписчики, которые осуществляли перепись, до настоящего времени многие не получили заработную плату или никто еще, и якобы вы им обещали вот в этом месяце, потом на будущий месяц, но вот когда вы сказали, что еще там недополучено почти 30 миллионов лей средств для осуществления переписи, какова, так сказать, уверенность того, что вы рассчитаетесь с людьми, это раз. Во-вторых, ну, как бы в этом же вопросе, нам известно, что некоторые люди, узнав, что вы не имеете чем рассчитываться, просто бросили заниматься этим делом. Можете подтвердить, опровергнуть? Domnule deputat, Biroul Național de Statistică, odată demarată acțiunea de angajare personalului de recensământ, a stipulat și a fixat în contractul de prestare serviciu perioada de achitare a recenzorilor. În contract este foarte bine stipulat perioada, luna august. Celelalte opinii sau noi nu le avem. Le avem înregistrate doar perioada luna august de angajare, în urma actului de predare primire a lucrărilor. A doua întrebare, domnul deputat, vă rog. Спасибо большое, госпожа председатель. То есть я так понял, что денег пока нет, и вы не можете точно ответить. Понятно. 50% один ангажации понятно. У вас еще есть время, июль, август, но денег нет пока. Deci, inspectorii controlori, responsabili de recensământ, șefii de circumscripție au fost achitați. Rămân recenzorii doar la primirea actului de predare primire în luna august. Спасибо. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в любой переписи, может, я просто не слышал или не понял, допускается какой-то процент, ну, не охвата в связи с разными событиями. Но вот нам известно, что Мирча Чолбатрын, 58, вообще переписчиков не было. Это огромный дом. И таких примеров по республике множество. Можно ли говорить, ну, скажем так, вы вот как директор, вы уверены в том, что перепись проведена качественно, соответствующая стандартам и так далее? Вот, ну, есть же какие-то критерии, которые определяют, да, перепись укладывается в такие-то параметры, она может считаться легитимной. Да, господин депутат, реченсамонту, а вот лог. Calitativ profesionist. Prin articol 7 a legii 90 cu privire la recensământ, ținând cont de faptul riscurilor care putea să prevadă acest recensământ într-un an electoral, Biroul Național de Statistică a prevăzut în articol 7, în cazul neacoperirii la recensământ, se apelează la sursele administrative. Legea a fost votată și aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova și noi am respectat în tocmai aceste prevederi. Domnul Zagorodnă, insistați la două întrebare? Vă rog. Deci, doamna Spoială, pentru mine n-a fost clar, ca să-mi concretizați, dacă angajații instituției dumneavoastră au avut dreptul să meargă pe la casele oamenilor să efectueze acest lucru. Fiindcă în legislație nu este, dumneavoastră spuneți că s-au detașat. Arătați-mi cererile care ei s-au detașat, dacă adăugător, transmiteți-mi care eu să văd. Fiindcă s-a încălcat legislația. Și asta încă o dată demonstrează că nu ați fost pregătiți de acest recensământ și în ultima sută de metri, în ultimele două, trei zile ați scos angajații instituționali și ați trimis să facă recensământul. Domnul deputat, Biroul Național de Statistică v-a prezentat regulamentul de angajare a personalului recensământ și toate documentația necesară pentru această angajare, perioadă și nominal. Ultima întrebare, domnul Mușuc. Da, vreau ca să concretizați. Au fost alocați 89 milioane de lei pentru organizarea și desfășurarea acestui recensământ. În asta ați zis că ați cheltuit 49 de milioane de lei. Care e situația cu restul banilor? 40 de milioane de lei. Și cât nu mai ajunge, care este bugetul pentru salariul, adică ca să fie salarizați toți care au participat la recensământ, și cât nu ajunge? Domnule deputat, ne urmează de acum din banii bugetari care sunt alocați, urmează de acum să fie achitate acel componentă care urmează să fie contractată, 7.400.000 de lei cei ce ține de componenta IT și celelalte 40 de milioane pentru salarizarea recenzorilor. La moment, pentru anul 2014, au fost cheltuite doar 18 milioane de lei. Domnul Mușuc.
Doamna Palihovici, vreau ca dumneavoastră să fiți atentă. Dumneavoastră ați propus atunci acele modificări la legislație. Dumneavoastră ne prezentați diferite cifre. 5 minute în urmă ați vorbit despre 49 de milioane de lei. Acum, care sunt alocați din bugetul de stat. 18, dar nu contează. Noi am aprobat 89 de milioane de lei. Și vrem să cunoaștem care este situația la momentul de față. Asta spuneți că s-au cheltuit 18 milioane de lei. Înseamnă că rămân încă, încă 70 de milioane de lei nevalorificați, care trebuie să răspundeți pentru chestia asta. Care este suma salariului pe ansamblu care trebuie achitat? 3500 de lei. Nu, pe persoană. Nu pe persoană. Eu zic 40 de milioane de lei. 40 de milioane de lei. Ce înseamnă 18 milioane de lei? Plus 7 milioane pentru IT, 25 milioane de lei. Plus 40 de milioane de lei care trebuie achitat salariul. Să plus 65 de milioane de lei. 7 milioane sunt contractate, că rămân, sunt achitat. Stați un pic. Înseamnă că rămân încă 23 de milioane de lei care trebuie să le redirecționăm în altă direcție. Rămân 23 de milioane de lei pentru pregătire, prelucrare și diseminarea datelor. Eu vă rog frumos, eu solicit acum în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, solicit ca dumneavoastră să ne prezentați informația în scris, detaliat, în ceea ce privește valorificarea și utilizarea banilor care noi am aprobat în bugetul de stat. 89 de milioane de lei concret. Pentru fiecare direcție. Aveți tot dreptul, domnul deputat, și biroul trebuie să vă prezinte informația în scris. Stimați colegi, trecem la ora întrebărilor. Exact, doamnă președintă, dumneavoastră știți foarte bine regulamentul. Am făcut audieri. De ce nu vreți să respectați regulamentul? Am anunțat de 3 ori că este ultimul deputat. Numai din respect față de dumneavoastră, doamnă. Da, mulțumesc. Doamnă Spăială, dumneavoastră ați menționat că în legătură cu aceea, când au fost interviați toți cetățenii, ați folosit resursele administrative. Datele administrative vor fi folosite. Datele administrative, da. Deci, care este procentul acestor resurse la de date cu locuințele cu da, la nivel de locuință sunt acoperite 94,6%. Asta din datele din datele recenzate. În luna decembrie vor fi prezentate toate datele preliminare. De partea administrativă asta din date administrative nu am luat nimic până când. Ați spus, dumneavoastră ați menționat. În cazul în care vor fi identificate neacoperiri la procent, atunci va fi folosit, avem dreptul să folosim sursa administrativă. A ulterior aveți în vedere, da? Da. Stimați colegi, subiectul a fost epuizat. Conform solicitărilor, restul răspunsurilor la întrebările adresate în ședința precedentă au fost date în scris. Avem restanță la prezentarea Inspectoratului de Construcții de Stat în Construcții și Procuratura Generală și Ministerul Sănătății, care la acest moment nu sunt în sală, vor fi invitați la o altă ședință pentru a răspunde la întrebări și vă rog, cei care aveți acum întrebări, să le adresați. Domnul deputat Știrbate. Mulțumesc, doamna speaker. Eu îi mulțumesc domnului Spoiară pentru răbdarea care a avut-o. Din păcate, eu nu aș fi avut-o. Din păcate, noi astăzi am avut un precedent foarte urât. Fiindcă dacă colegii au vrut să facă audieri publice, trebuia să ceară audieri publice. Ceea ce s-a întâmplat astăzi acum, asta este un precedent care ne va face de viitor la fel să facem acest lucru. Domnul deputat, eu am menționat că a fost o excepție pentru ca să nu o mai invităm pe doamna Spoială la alte ședințe câte următoarele 2 luni. Vă rog să adresați întrebarea. Eu acum și-o să dezvânt întrebarea și înseamnă că 34 deputați câte 2 întrebări, de 72 întrebări în fața la un funcționar. Domnul deputat, adresați întrebarea și eu rog și fracțiunea Partidului Comuniștilor să vă liniștiți că a fost în mod excepție, v-am dat voi să adresați întrebările. Mășuc, puțin pe ținut închis, Voronin. În ultima perioadă, pe teritoriul Republicii Moldova, apar un șir de organizații coagulate sub diferite noțiuni de identificare socială, cum ar fi mișcare, platformă, congres, grup de inițiativă, gardă, etc.
Aceste structuri neformale nu realizează statutul organizației Ministerului Justiției a Republicii Moldova, dar desfășoară activități în societate, având în bază teorii, idei sau opinii controversate, realizarea cărora se înfăptuiește prin acțiuni publice cu caracter radical. În acest context, solicit insistent de la Ministerul Justiției, Procuratura Generală, prezentarea unui raport exhaustiv în privința utilizării de către Ministerul Justiției și Procuratura Generală mecanismului judiciar privind recunoașterea unei structuri asociative ca organizație extremistă sau unui material informativ cu caracter extremist. 2. Circumstanțele în care împiedică implementarea în practică articolul 6 din legea privind contractarea activității extremiste numărul 54 din februarie 2003, care prevede expres că în Republica Moldova se interzice înființarea și activitatea asociațiilor obștești și religioase, precum și alte organizații ale căror scopuri sau acțiuni au ca orientare desfășurarea activității extremiste. Solicit că să fiu informat în scris de către Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informație și Securitate și Procuratură cu referință la întregul șir de structuri neformale, coagulate, organizatorice în grupuri sau structuri, activitatea cărora poate avea impact direct sau indirect asupra echilibrului social din Republică și securității statului per ansamblu. La fel solicit ca această informație în scris o voi da public. Voi face un public. Mulțumesc. Doamna Mironic. Doamna Polihovici, eu am întrebare. Ședința trecută eu am propus ca domnul Leancă să vie la ședința Parlamentului în privința pregătirii către aniversarea a 70-a biruinței și a 70-a a eliberării Moldovei. Dacă el astăzi nu s-a prezentat aici, vă rog în scris răspuns la această întrebare. Mulțumesc. Doamna deputat, conform articolului 1 al hotărârii Parlamentului numărul 335 din 23 decembrie 2013 cu privire la sărbătorirea aniversării a 70-a victoria asupra fascismului, guvernul urmează să prezinte până la 3 iulie 2014 Parlamentului spre aprobare un plan de acțiuni privind pregătirea și celebrarea acestei aniversări. Deci, mai sunt câteva zile, așteptăm și după aceea o să fie... Doamna Mironic, vă rog în microfon. Am pune răbdare. Vă rog. Doamna Domenti. Adresarea mea este către Ministrul Sănătății și către procurorul Raionului Căușeni. Deci, recent am fost informat că doi lucrători medicale, instituției medico-sanitare publice, Spitalul Raional Căușeni, sunt diagnosticați cu tuberculoză și necătând la acest fapt, activează astăzi în funcție de lucrător medical în cadrul acestui spital. Vreau Ministrul Sănătății să confirme sau să infirme acest lucru, la fel și procurorul Raionului Căușeni, să verifice respectarea legislației cu privire la accesul la exercitarea funcției de lucrător medical pentru persoanele diagnosticate cu această maladie, acestea fiind în fază activă a bolii. Mulțumesc! Alte solicitări de adresa întrebări nu sunt. Vă mulțumesc pentru participarea la ședință. Declar ședința închisă. Următoarea ședință săptămâna viitoare.